Pacea Domnului Iisus Hristos, Domnul să vă binecuvinteze, frați, surori de pretutindeni. Cei care veți auzi această mărturisire, care o fac în numele Domnului Iisus Hristos. Și vreau să spun, nu o fac pentru numele meu, că apar eu pe ecrane. E numele Domnului Iisus Hristos, pe El îl mărturisesc, că El așa mi-a spus. Pentru că dacă nu îmi spunea Domnul, eu nu spuneam. Dar conform Scripturii care spune în Marcu, capitolul 5, dacă citiți, așa de frumos acolo spune, era un om prin morminte, vindecat de Domnul Iisus. Omul acesta a vrut să-L urmează pe Iisus, să margă după Iisus, să nu spune la nimeni nimic până ce a trecut, să nu spune nimic ce a făcut Domnul, nimic, numai pe Iisus să-L urmeze. Că sunt mulți frați care vor numai cuvânt, e un lucru bun. E cuvântul Domnului și toate s-au făcut prin cuvânt. La alții așa-i dat. Dar mai sunt oameni îndrăciți, oameni bolnavi. Și ei trebuie să mărturisească lucrarea lui Dumnezeu. De multe ori vine diavolul și tot cu cuvântul vine. Și la Domnul Iisus tot cu cuvântul a venit. Și cei care vor să mărturisească pe Domnul Iisus sunt loviți. Oh, vă faceți vreun nume. Că pe Iisus trebuie să mărturisim, nu minuni, nu lucrările acestea, că grecii caută așa, iudeii caută așa, ăia caută așa. Frații mei, eu caut pe El să mărturisesc, de El să vorbesc. Eu am citit în Sfânta Scriptură, o vreme am tăcut, n-am mai spus la nimeni, dintr-o parte și în alta, până când Domnul a dus lumina la mulți frați iubiți de Domnul și Domnul iubește pe toți, e Tatăl nostru, nu-i Tatăl meu. Și-a dus lumina. Uitați-vă dumneavoastră că Domnul Iisus, când a văzut credința femeii, s-a spus să fie scris în cărți despre credința femeii și să mirea, oa, femeie, mare este credința ta. Credința ta te-a și mântuit, femeie. Iisus Hristos se minuna de cei care se încredeau în ei. Citiți dumneavoastră în Sfinte Scripturi, vedeți Domnul Iisus mai mult se bazează pe minuni, pe semne. Pe lucrări din așa care El le făcea, să fie cunoscut lucrarea Lui. Dar vedem că și El se minuna de lucrări. Și El se minuna de ceea ce Dumnezeu lucraseră. Domnul Iisus, și oriunde era, zice, și despre văduvă și despre Dorca, și dacă se lucra cu un ac și cu noață, și despre aceea trebuia pomenit. Dacă s-o dat o văduvă, doi bănuți, și aceea trebuia pomenit. Și din ea se făceau cărți. Epistole și așa mai departe. Și eu la fel. Vreau să spun, cum să stau nepăsător dacă am fost internat de 43 de ori, de 13 ori în comă, de 5 ori operat, în total 9 spitale, de când sunt născut din copilărie. Și cum să tac? Vreau să spun ce a făcut Iisus. Eu ce am făcut? Eu m-am certat. Eu m-am mâniat. Eu în viața mea au fost momente în viață că am vorbit de rău pe alții. Nu, ăsta sunt eu. Și acum vreau să scot pe un Iisus care m-a văzut așa de rău și o pregătit cu cale să mă vindece de boli. Bolile care le-am avut, am avut terapareza spastică, hemapareză, pareză facială, care gura mi-a fost într-o parte, ochiul mi-era blocat cu lacrimi artificiale, internări, cume, lucruri care nimeni nu mai știa, nimeni nu-mi dădea șanse. Și în toate lucrurile acestea, din toate bolile, moldamin aproape 17 ani trebuia să iau, o dată pe săptămână. Multe boli. Dar a fost o zi aleasă de Domnul Iisus Hristos ca medic suprem. Să-mi fac acest dar sau cadou, cum să mă înțelegeți, nu știu cum să mă exprim, să-mi facă lucrarea aceasta prin nemeritele mele. Și a primit aceste vindecările de epilepsie majoră, crize convulsive. Făceam câte 7 crize la zi, tăvălit pe jos. Nu fac reclame la medicamente. Nu vreau să spun mult așa amănunte, dar cine o trecut pe aici știe ce înseamnă să ai un epileptic în casă. Să ai situații de asta, să te vadă copiii, că vine salvarea, te duce, te aduce. Să vadă câte lucruri se întâmplă.
internat în toate lucrurile. Am fost internat la spital de psihiatrie. În momentul ăla când spuneau acolo că nu mai sunt șanse că omul ăsta să fie salvat. Omul acesta nu poate să fie cu codurile de boală care are, în ce boli are, în ce gravitate din cauza crizelor, să fie internat. M-au dat în spital și m-am rugat, am zis, Dumnezeule, și în spitalul acesta în care m-au dat din cauza crizelor, au zis că nu pot să fiu tată între copii, nu poate să-mi vagă de copiii crizele. Gândiți-vă dumneavoastră la asemenea situații, cum să nu mărturisesc ce face Dumnezeu. Au fost lucruri reale, trăite. Știu simptomele la fiecare boală. Știu ce înseamnă să fii în căruți cu rotile. Știu ce înseamnă să fii în cele mai grave dureri. Știu ce înseamnă să nu dormi nopțile, nu zilele sau luni, și cu ani. Toate lucrurile știu. Dumnezeu este viu. Dumnezeu este minunat. Dumnezeu este Cel care are milă. Într-o zi, o zis destul. Într-o zi, o luat măsura și o zis până aici. Și asta n-am făcut-o prin insistența mea. Nici că eu merit sau rugăciunile mele. Nu, a fost harul lui. El a făcut. El s-a atins în care să fiu într-o zi și eu fericit. Într-o zi să zică destul. Să nu mai te poartă salvările. Să nu ai atâtea medicamente. Să nu suferi atâta. Să nu plângi atâta. Îmi pierdem controlul din cauza bolilor, din cauza durerilor, din cauza injectărilor. Când luam, cum să spun, să-mi pun o branulă și cum am fost înțepat de atâtea ore. Și au zis, asistente, nu-ți mai găsim venele, nu-ți mai găsim, până am făcut tumora hemantoză. De la atâta înțepături, m-am făcut o tumoră sub piele și trebuia să fiu operat de 5 ori. Iubiții mei, în toate lucrurile acestea, Dumnezeu a hotărât să le facă El. Și vreau să fac ca și omul ăla care a fost vindecat din morminte. Și Domnul Iisus spune în 5:19, Iisus nu i-a dat voie, ci a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Eu nu vreau să fac altceva. E adevărat. Căci pe El vreau să scot. Și tot, nu vreau altceva, tot, Iisus când operează, nu lasă urme. Iisus când te vindecă, nu lasă urme. Și vreau să vă mărturisesc. În unele din cele mai gravități, din acele mai grave boli, din cele care au fost, în care mi-am pierdut cunoștințe de atâtea acome, de atâtea înțepături, am dat într-o criză în care nu mai putut să-mi controlez. Urlam și plângeam la spital, la secția de neurologie, și eram internat la etajul 10, la Baia Mare, și am văzut că după ce m-au scos, după 7 zile din comă, m-au pus în secția de neurologie, acolo sus, la etaj, și eu plângeam. Mi-a fost rău. Vomam sânge și la 1 noaptea, nu știu ce arăta la televizor, asistentele erau ocupate, doamna doctor care era de gardă, poate dormiseră, nu știu, sau având o urgență, nu știu ce zic, și eu plângeam. Și atunci au venit și au zis, a strigat la mine, zic, vă rog, dați-mi un calmant că am dureri groaznice, nu mai pot, nu mai pot, mi-e rău, ajutați-mă, dați-mi un calmant, faceți-mi o injecție, nu mai pot de dureri. Și au strigat pe mine. Și eu cum m-am învârtit neputând, având putere să mă deplasez, am dat cumva să cad din pat și am dat cu capul, mi-am spart capul acolo. M-au ridicat, m-au pus în pat, m-au legat cu cerceafuri la mâini, la picioare, bun. Asta este procedura, am înțeles. Dar durerile erau mari. Și atunci au suit asistentele, zice, ce te țipe atât în secția aceasta neurologică și ne faci deranj? Singur pacient care urlă. Zic, vă rog, ajutați-mă, dați-mi ceva calmante, nu mai pot, am dureri groaznice, mari. Au sărit cu coate pe mine și cum au sărit cu coate, m-au prins, m-au legat și mai strâns, să nu pot mișca până dimineață. Deloc, n-am putut să mișc. Durerile erau groaznice, vomarea de sânge, țipete, dureri, urlam, nu mai știam ce să fac. E decât să-mi dai un calmant,
le-am deranjat de la televizor, că arăta nu știu ce meci sau ce era acolo, unde erau foarte concentrate în momentul ăla. E adevărat, până dimineață. Eu urlam, plângeam și n-am mai putut. Dimineață m-au dezlegat, m-au luat cu minte, așa cumva, și m-au dezlegat. Zic, vă rog, atunci dimineața atât am spus. Lăsați-mă în continuare să vină inspecția, să-mi vină familia și vreau să spun, în momentul la toți, să vedeți ce ați făcut. De ce m-ați bătut? De ce m-ați sărit cu coate? M-ați bătut, m-ați legat în halul ăsta? I-am cerut un calmant, n-am făcut altceva. De ce? Și nu că știi cum e și tot m-a luat cu una cu alta. Zic, nu, vă rog, nu mă dezlega. Stau așa liniștit acum. Dacă toată noaptea am plâns și nu m-ați ajutat acum, zic, lăsați așa că vine familia și vreau să fac o reclamație. Dacă așa este procedura în spital, dacă cere un calmant, să-i dați dumneavoastră să râi, să legați, să-l bateți și să faceți lucrurile acestea. Și când a auzit că ce spun, dimineață soția, înainte să ajung la ora 11, ei repede m-au pus în haine de forță și m-au dat la spital de nebuni, la psihiatrie, la Sighetul Mărmației. M-au dus acolo, m-au pus în centuri tot, am ajuns, m-au internat și când m-au internat acolo, vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, mi-a făcut un examen psihologic, director m-a întrebat, zic, sunt conștient. Domnul doctor, am spus, i-am plâns din dureri groaznice, vomă, multe, și nu m-au ajutat cu calma. Eu nu sunt nebun. Faceți orice test pe mine, puneți-mă întrebări, orice răspund. Nu am, dar nu mai puteam de durere și uitați ce a făcut cu mine la Baia Mare. Atunci m-a băgat în spital acolo, vă mărturisesc că eu n-am mai văzut zi, n-am văzut soare acolo. Lucruri groaznice, nu pot să spun eu în filmări ce am văzut acolo, dar e dezastru. Dezastru a fost. Și în momentul ăla am stat legat așa în picioare, nu, cum m-a dat procedură de la Baia Mare. Singurul care din cei mai agresiv care erau acolo, pe mine m-au pus cel mai agresiv. Nu m-am bătut cu nimeni. Și m-au ținut legat toată noaptea. Au trecut oameni bolnavi, psihic acolo, mă băteau, săreau acolo, eu legat. Eu atâta de frig mi-a fost, mă trăgeam așa cum am fost legat, să mă bag sub cearceaf să mă încălzesc. Puțin am aprins plămâni, am avut aprinde plămâni. O venit familia, a aflat familia că m-au internat acolo, fără semnătură soției, familiei, așa, așa mai departe. Și când a venit doctorul acolo, la mine, zice, câți copii ai? Zic, 7. Atunci 7 am avut. Am 9, ca 10 ne-a murit la naștere. Și zice, spune-mi numele copiilor. Când am început să spun numele copiilor de la cel mai mic, a zis doctorul, până la cel mai mare. Le-am spus. Acum spune de la cel mai mare la cel mai mic. Am spus și asta. Bun, nu a făcut, o scris acolo ce au scris, s-a dus, m-a lăsat tot acolo. După aceea a venit mâncarea și acolo nu se dă cu furcuțe, cu linguri și așa, nu se mănâncă. Mi-a pus în palmă și zic, auziți, eu n-am să mănânc până n-am să văd copilașii mei și voi fi în mijlocul lor. Și atunci m-a luat asistentul ăla care servea mâncarea, mi-a dat un pumn în ochi, ochiul mi-a fost plin de sânge, roșu, sânge mi-a fost, am albăstrit partea din dreaptă, tot am fost de aici, zona asta, pe aici, și ochiul roșu în totalitate. Pe când o vin familia să mă caute și m-au văzut, nu știu că arăt eu, că eu sunt, atunci soția a vrut să mă scoată, să mă lese de acolo, vreau să vă mărturisesc, am plâns și am zis, lăsați-mi să mă duc acasă. M-am pus în căruț cu rotile, am dat din asta un halat pe mine, și zic, vă rog, lăsați-mă să ajung la familia acasă. N-au vrut, zice directorul la soția mea, plecați de aici. De aici nici cu poliția nu-l scoateți. Are codul de boală, el va fi aici, căci codurile sunt de la Baia Mare și zice, nu putem să-l externăm. El trebuie să stai aici. Atunci soția s-a dus, doi frați a fost, sau trei cred că, frați, soția, și n-am mai putut. Și atunci directorul a zis, plecați, că nu-l puteți scoateți de aici. Eu, în timpul ăla, când am zis că deja mă duc înapoi în sala aia, în care nu-i lumină, un ion era așa pe mijlocul camerei aceea, și când vedeam acolo minos, lucrurile, nevoile se făceau pe jos, bătăi, se băteau, apoi venea asistentul până injecta, îi lega, deci lucruri, vă spun, groaznici am fost. Și când m-au pus din nou în patul ăla, am zis, Doamne,
Poliția nu mă poate scoate. Soția nu mă poate scoate. Copiii mi sunt mici, nu ar putea să mă scoată. Frații nu mă pot scoate de aici. Doamne, dar Tu îmi cunoști inima. Eu nu sunt un om nebun, nu sunt agresiv. Copiii mei zâmbesc înaintea mea. Copiii mei nu sunt, n-au fost bătuți, n-au fost chinuiți, n-au dormit pe afară. Sau n-a fost așa ceva. De ce sunt aici? Nu ai un înger în cer? Acela care a fost în groapa cu Daniel, când era, adică Daniel în groapa cu lei, acel înger, în acest salon în care eu sunt legat și bătut și chinuit, să meargă la director în clipa aceasta, eviu Domnul și eviu Duhul Sfânt, cu Sfântă Carte, vă spun, cu Sfânta Biblie. Vă mărturisesc că am strigat odată și am zis, Dumnezeule, acela care ai trimis îngerul la Daniel în groapa cu lei să-l păzească de lei, acel înger să coboare la biroul directorului. Acel director să nu poate sta pe scaunul lui, în biroul lui, cum nu poți sta eu în patul ăsta nevinovat. N-am făcut la nimeni nimic și m-am pus aici. Cine mă poate scoate? Numai îngerul tău. Vă mărturisesc. În clipa aceea, după ce m-am rugat în acest sens așa, directorul a zis la asistent, zice să vină urgent aparținitorii lui, alu, pacient nemțanu. Să vină urgent că nu am liniște și n-am pace până nu scoatem și externăm acest pacient. Ăsta a zis directorul, cuvântul lui directorul a fost ăsta. Repede s-a dus, că era la etajul 2, repede s-a dus asistentul și o chemat. Aparții din dore înapoi, o venit, o pus halat pe mine și directorul atâta mi-a zis. Eu n-am voie să te lăs de aici. Dar un lucru, ai aprindere și de plămâni, nu te duci să scoți medicamente, zice, pe rețeta ta, că să apar nu știu unde, cum, nu dai sfatul care mi-o dat, nu dau detaliat, pe mine nu mă interesa asta, pe mine nu interesa să fiu scos de acolo. Și mi-o zis sfatul care mi-o zis, m-o externat și am ajuns între copii, că Dumnezeu și de acolo m-o scos prin îngerul său. Cum să tac? Spun, asta a făcut tot Domnul. Eu puteam să fiu legat, eu puteam fi internat. Păi dacă El a făcut asta, eu pe Domnul îl scot la evidență că El a făcut, lăudat să fie scumpului nume, căci Dumnezeu lucrează. După ce m-au adus acasă, e adevărat că mi-au făcut pelicilina, prindere de plămâni ce au fost, bolile și lucrurile acestea continuau, că nu au fost multe boli. Și după menegită, sechele post-menegit, și multe au fost. Și dintr-o boală în alta se agravaseră. Am stat cât am stat, din nou m-au internat. Și după ce m-au internat din nou la spital, o zis doctorul Păun, era la reanimare, și o zis atunci la soția mea, zice, mai lăsăm aparatele și luăm aparatele. Dacă va trăi, zice, după aparatele acestea, zice, 3 zile, dacă va rezista, după aparate, zice, dacă nu, 8 zile. Cam așa au zis, nu știu exact cum au zis la soție doctorul pe unde, la secția de terapie de la Baia Mare. Și, dar șanse nu are. Zice, șanse nu are la tot ce au fost, de atâtea internări, alimentație proastă în care cu sonda mă alimentau așa cu supă strecurată la stomac, intubat, tuburi, multe și multe. Și după aceea soția se rugasele, frații se rugasele, familia, copiii, stăteau în post, în rugăciune și a făcut Domnul că după aparate am stat 3 zile, după ce am fost așa cum să spun, am tot am mai expirat, deci a fost bine și s-a întâmplat o altă lucrare că după ce m-a făcut externarea, a zis, ascultă-mă, a zis doctorul, dar sepă la soție, urmărește cam până la 8 zile. Că mai mult nu trăiește, mai mult de 8 zile nu. Eu vă spun înaintea lui Dumnezeu, înaintea Duhului Sfânt,
Înaintea cel care m-a creat și mi-a dat mișcarea și mi-a dat viața și mi-a dat sănătatea și vindecarea, mă aude și este martor. Păi el îl scot. Când soția a aflat că eu mai trăiesc 8 zile după aparatele acelea și nu voi trăi mai mult, era trist. Și soția mi-a spus, Cosmine, o zis doctorii că mai mult de 8 zile nu trăiești. Bine, nicio problemă. Am făcut o rugăciune și am zis, Doamne Dumnezeule, atâta viață să-mi dai, să ajung să-mi văd copiii, familia și pot să mă iei, că n-are rost să mai trăiesc pe pământul acesta, atâtea spitalizări, atâtea come, atâtea înțepături, că spart, scusut la mâini, tot. Zic, cum am rugat în felul ăsta să-mi văd copilașii, am stat răzămat de judecătorie, că lângă spitalul ăsta, Baia Mare, este o judecătorie. Și am stat răzămat așa de perete, mai erau încă 4 persoane lângă mine. Și eu mă concentram, zic, oricum doctorii nu-mi dau șansă, boala mă agravează, trebuia de dormit, nu puteam să dorm cu tratamente, mâncare nu puteam, să beau lichide nu puteam, alimentație proastă, asta mi s-a tras din copilărie, cum am fost, cum mâncaserăm frunze, rădăcini de brânduș, clei, zmoale de brat, m-am distrus în interiorul meu de unde mi se trăgeau bolile și lucrurile mai grave în interior, din copilărie. Și în momentul ăsta am zis, nu voi trăi, dar ajută-mă, Doamne, întărește-mi să-mi văd copiii. Și Duhul Domnului a venit atunci și înăuntrul meu auzeam o voce, blândă, caldă și frumoasă. Zice, porumbei care zboară în oraș, ai vezi? Zic, da. Eu eram concentrat și frații aveau atunci salam și pâine. Și au zis, Cosmine, ți-e rău? Că te vedem că tare e schimbat la față. Zic, mic puțin cam rău, dar nu pot să vorbesc, stau puțin. Eu eram atent la ce Domnul îmi vorbea. Zice, hai să mănânci un miez de salam și cu pâine. Zic, voi știți că eu nu pot mânca. Nu pot mânca, dar lăsați-mă că uite ce îmi vorbește Domnul în interiorul meu. Că porumbei care zboară, ăla alb cu puncte negre, sau maroniu, așa cum a fost, Domnul zice că mi-l dă în mână. Și ei când au zis, nu au crezut, eu gândesc că din cauza bolii vorbesc. Când se așează porumbei jos, vă mărturisesc că vinea porumbelul ăla care Domnul mi l-a arătat la mine în mână. M-am aplecat, adică cum spre mine, m-am aplecat, l-am luat în mână și când l-am luat și am simțit așa porumbelul la mine în mână, nu știu cum să descriu în cuvinte. Atunci am văzut în mine parcă creștea carne, o putere nu pot explica în cuvinte. Am mers la un container, am luat o cutie de carton, am pus porumbelul acolo, l-am adus acasă, i-am smuls din aripi ca să nu zboară și l-am pus în podul casei. Și a 8-a zi, cum a zis doctorul că la 8-a zi mor, eu m-am dus în a 8-a zi, adică tot la, în fiecare zi meream. Dar la 8-a zi ce se întâmplă? Porumbelul mort în podul casei. Când văd că e mort, nu, atunci am plâns, am zis, Doamne, mi-a murit porumbelul și Tu mi l-ai dat și de ce? Și mă vaitam acolo. Și Domnul a zis atunci, pentru că mărturisește de astăzi încolo că viața ta va trăi în credință și de astăzi îți dau viață. Ca semn căci eu, Domnul, te vindec de boala care o ai și astăzi vei vedea izbăvirea și ca semn că îți dau viață, porumbelul ăla, cumva a fost ca un semn că Domnul îmi dă viață și nu mor eu și a murit el în locul meu. Adică ca să înțeleg cum Domnul face vindecarea. Vă spun, din clipa aceea, boala care am avut-o eu, aceea a fost vindecată pentru totdeauna. Deci am văzut și zice, de astăzi dacă vei bea apă, vei trăi în credință. Vă mărturisesc că de atunci viața mea e până credință. Orice s-a întâmplat, nu m-am îndoit, pentru că Dumnezeu lucrează în felul acesta foarte minunat. După ce s-a întâmplat o altă lucrare, Duhul Domnului vorbiseră și mi-a zis așa, eram în 2009, eram afară, stăteam și cum stăteam pe afară, vineau surorii, frați la mine, discutam despre Domnul, lucrările lui frumoase. Și vine Domnul atunci, aceeași lucrare de descoperire cu porumbelul îmi arată altă lucrare. Zice, vezi casa ta? Zic, da, o văd. Era cu țigla acoperită. Și era în luna iunie sau iulie, că nu vreau să greșesc. Și a zis Domnul, iată că vreau să mai fac o lucrare. Spune la cei din jurul tău
căci în luna octombrie va sufla un vânt, va dezvăli acoperișul tău, a casei, o parte din, adică, vei pune înapoi țigla pe casă, vei ajunge în casă, vei călca pragul casei și atunci va veni un rău peste tine, atunci este hotărât de mine să ajungi la spital. Vei sta într-o comă de 7 zile, a zis Domnul, și să nu spui soției tale să nu se cheamă. Și spune la toți să știe că e lucrare, că vreau să-mi proslăvesc numele la spital. Nu, eu am spus descoperirea ce a fost atunci, am uitat. Din care au trecut lunile. În luna octombrie suflaseră un vânt, ne-a luat o parte, cam un sfert din casă de țiglă, am pus eu înapoi, 2 sau 3 numai s-o spart, restul nu le-am putut pune înapoi. Și era 7:30 când m-a arătat Domnul, am căzut jos, mi-a fost rău, a venit salvarea, m-a dus la spital 7 zile în comă. După ce am stat aceste 7 zile, Domnul a avut de făcut o lucrare. Și n-am știut care e lucrare, Doamne, care e. Când îmi revine din comă, se întâmplă o lucrare foarte, foarte interesantă. M-a pus în reanimare, acolo sunt și bărbați și femei, foarte grav. În timpul când m-am trezit, am văzut că sunt într-un pat îngrădit, multe becuri acolo la spital, pacienți care erau acolo și unul zice către mine, eu zis, nu știu exact cum mi-a spus, nu știu să zic că copile, nu mai țin minte asta, mi-a zis cumva, dar știu că s-a întrestat mie. Zice, văd o lumină, dar nu era pocăit, care coboară peste tine. Zice, ridică-te și umblă. Nu zis omul ăla, dar nu o fă păcăi. Marcel l-a chemat, de pe zona Baia Mare undeva. Ridică-te și umblă că văd o lumină peste tine. Era ora 9 seara, era în secție de animale lucrarea aceasta. Când mi-a dat vestea aceasta, eu simțeam pe Domnul în mine. Dar eram, cum eram în aparate, acolo, cum erau peste mine, zice, ridică-te și umblă că văd o lumină pe fața ta. Văd o lumină peste tine, ridică și umblă, spunea omul ăla. Măi, tot parcă mai tare curaj prindeam și mă dădeam cumva să mă forțez, cumva să ridic de acolo. Și din moment dat simțeam o prezență dumnezească în secția de animale și Duhul Domnului mă ridică și când mă ridică Duhul Domnului în secția de animale, s-o panicat pacienții, asistentele, mărturisesc, vine doctorița. Și când m-a văzut, zice, Maica Domnului, așa au zis doctori, în felul cum au zis ei, zice, o coborât Fecioara Maria în secție de terapie, în secție de animale, zice, veniți oameni și vedeți, Fecioara Maria a ridicat acest bolnav din pat, care nu, ei știau boala, coma, tot ce am avut, l-a trezit, zice, din comă, zice, uitați și vedeți, m-am pus în picioare. Și când a văzut doctorița, zice, du-te pe mijlocul holului spitalului să văd dacă mă amețesc cumva. Nu m-am prins de niciun perete, nici de partea stângă, nici de partea dreaptă. Și doctorii stăteau cu așa cu ochi deschiși, așa, parcă mirați cum Duhul lui Dumnezeu mă porta pe holul spitalului și încolo și încoace. Și oamenii care au văzut, în ce zic, când au venit pacienți, și zice, veniți să vedeți că Maica Domnului a ridicat bolnavul ăsta din comă, bolnav care era, și uite ce s-a întâmplat aici. Și oamenii vineau, deschideau ușa, eu n-am știut, că nu mă căutau pe mine, și arătau cu degetul, vedeți, că mai au rămas în continuare, nu știu cât am mai stat în reanimare, un zi sau două, nu mai știu cât, exact. Zice, omul ăsta l-a ridicat Maica Domnului, eu știau. Eu în timpul ăla 2 zile mărturiseam ce m-a arătat Dumnezeu și vorbeam despre Domnul, așa, în credință, omul ăla care a văzut lumina, că era peste mine, o dat veste în familia lui. Când a venit la el și vă mărturisesc un lucru grav, de ce trebuia să stau 7 zile în comă, de ce trebuia Dumnezeu să mă folosească în felul ăsta și cu asta vă spun. După ce s-a dus vestea, m-a luat, da, încă în căruț mă puneau atunci și se întâmplă o lucrare foarte interesantă. Vine cineva, pacienți, la el și când vine, adică aparținătorii la el, și spuneau și se uitau peste mine, zice, ești pocăit? Zic, da. Zice, avem și noi o problemă gravă în familie, ne poți ajuta? Zic, depinde, eu nu pot, dar este unul care poate.
Cum alții fac reclame, mă, este un mecanic care repară motoare, repară mașini, mecanic bun. Și oamenii fac reclame că este un mecanic bun, este un brutar bun, este un creator cel mai bun, care așa este un profesor bun, este un medic bun. Deci pământește oamenii, ar vrea să se laudă cu oamenii. Dar cu Iisus Hristos să nu ne lăudăm. Eu vă spun, este unul care este bun și ăsta este Iisus Hristos. Și apoi a zis, avem un caz. Putem să spunem, zic, pot, și eram bolnav, încă în căruț cu rotile. Zice, uite, eu am o cumnată și a venit satana la ea noaptea. Și a zis că dacă se va preda la satana, îi va da mulți bani. De eu zic, din cauza sărăciei, pământ pe jos, istoria aici. Și eu zis la satana, da, mă preda, nu mă dăm bani că sunt prea săracă și nu am nimica și nu am de unde scoate bani. Soțul meu e la spital, că omul ăla care a văzut, și eu sunt acasă cu un copil. Și satana, eu te slujesc, eu fac orice, o zis femeia. La satana, dar tu dăm bani cum ne-ai promis, că dacă te slujesc, îmi dai bani. Și pe când ea s-a predat, satana nu i-a mai dat bani, a înșelat-o. Și în fiecare noapte la trei o chinuiau groaznic. În momentul ce e de făcut, eu vine la mine și au zis, poți să ne ajuți la cazul ăsta? Sau mergem la un preot? Atunci Duhul Domnului a coborât peste mine și am simțit mesajul Domnului și am zis, auziți, mergeți la preot. Atât am zis. Așa mi-a zis să zic, mergeți la preot și după ce veți merge la preot, veți veni la mine. Așa am primit de la Domnul, așa am făcut. No, bine, dacă ăsta e sfatul, noi mergem la preot. Zice, la ora 4 suntem programați la preot. Puteți să mergeți liniștit. S-a dus femeia, a venit satana la mine. Bă, tu care îl mărturisești pe Hristos ca medic, cum te trimis tu o femeie, o zis, să margă la un preot? Și tu ești care îl mărturisești pe Hristos. Păi toți bolnavii care au fost și au venit la Iisus, Iisus nu le-au trimis la nimeni, că le-au vindicat el. Ce voce ți-a vorbit? Și atunci am rămas fără putere. O luptă enorm de mare la rămâni male. Gata am fost. S-a dus la 4 dimineața la preot și a mărturisit ce a zis când a auzit preotul. Păi tu? Păi tu faci așa ceva? Eu nu așa? Și apoi a început să o mustre cumva și a simțit o răceală și s-a întristat și mai tare. Eu n-am știut de ce domnul așa a lucrat. După aceea au venit înapoi la mine, zice, am fost la preot. Și uite ce mi-a zis preotul, atunci am zis, eu nu pot să fac rugăciune, că aici sunt bolnavi, doctori în animale. Ajutați-mă, puneți-mă în cărucior, scoateți-mă pe hol. Era, nu pe hol, pe tereasă, cum era la etajul 2 și la salonul 12 eram. Și atunci m-am pus acolo, a venit persoana respectivă, care s-a predat lui Satan, eu am stat pe căruț cu rotile. Femeia a stat cam la 2 metri de mine și ne-am pus așa într-un cer să ne rugăm. Și duhurile din femei nu au rezistat. Când s-a uitat pe mine, femeia le și laseră și cum au fost barele acele, se întindea pe jos. Eu atunci nu m-am mai uitat în ochii ei, nu m-am uitat peste ființa ei, ci m-am întors cu fața într-o aparte și mă rugam Domnului, ca Domnul să facă eliberare. După aceea, Domnul zis să meargă acasă la ora 3 noaptea să mai facem o rugăciune, că când vine satana la ea. La ora 3, după ce s-a dus acasă, la 3 noaptea mă trezește bărbatul ei. Zice către mine, faci o rugăciune că era 3. Zic, cum să nu? La ora 3 s-a făcut o rugăciune. De atunci, din ziua aceea, femeia nu mai aud treabă, nu aud nimic. Dimineața a venit, zice, m-au eliberat, am dormit liniștită, nu mai vine vocea aceea, nu mai vine satana la mine. Asta o face Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun încă o lucrare, că nu vreau să vorbesc prea multe și vreau să continui să spun despre femeia aceasta, după ce a venit și soțul ei a văzut și zice, după ce vei fi externat, vei putea să ne faci o vizită în casă? Zic, cum să nu? După ce m-au externat, mi-au dat adresa unde să mă duc și vă mărturisesc. Domnul, m-am vorbit cu cineva să mă ducă până la ea acasă și m-am dus. Când m-am dus la ea acasă, am intrat pământ pe jos, eu stat în chirie, nici nu era casa lor. Mulți putem judeca, băi, de ce așa și așa, e în disperare, nu mai știu ce să facă femeia asta. Când ajung acolo, m-am dus cu cineva, m-a dus,
Intru în casă, am stat puțin și m-am uitat. Femeia avea o singură cană în casa aia. Vase n-avea, mâncare n-avea. Avea atâta, o cană și ceai. Și un copil, nu mai țin minte, băiat sau fată ce-a fost. De 7 ani, cam așa. Și atunci zice, cu ce să vă servez de bucuroasă unde sunt că ați venit în casa noastră? Cu toată rușinea, nu avem mâncare, nu avem bani, nu avem nimic, nici pâine, nimic nu avem. Dar mi-a dat cineva ceai, că plângea fata, să-i dau pe sticlă, nu, da, să-i dea că fără răcită cumva și să facă niște ceai. Și-a pus într-o sticlă, da, să aibă și din sticlă turna într-un pahar. Și în momentul când se toarnă în pahar ceai, la mine se ne dea și după ce să beau eu și cine m-a dus. Am un cum să refuz, că cu atâta dragoste odată am zis că orice îi, cu orice îi, iau gură de ceai. Plângea copilul ăla care a fost că e trebuia să bea din cană, că vrea și el ceai. Și atunci mama acestui copil trebuia să împarte cu un singur pahar pe noi și pe copil. Că din sticlă nu a vrut să bea copilul aceea ce a fost, nu știu, fată sau copil. Și când am văzut situația aceasta, zic, Doamne, îți mulțumesc că m-ai găsit pe mine să sufăr. M-ai ales pe mine de mica mea copilărie să fiu copilul pădurii și iubit de tine. Mulțumesc că m-ai trecut prin atâtea valuri de încercări, pentru că ochii mei au văzut lucrarea ta și minunile tale cele frumoase, care m-au ajutat să mă pocăiesc. M-a ajutat să cred în tine și mai mult și în cuvântul tău care este cuvânt, e sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu e minunat și m-a făcut să înțeleg cuvântul Domnului mai clar, mai limpede, mai în claritate. Suferința m-a ajutat. Eu ce am învățat în suferință nu aș putea învăța în toate teologie, seminare în globul ăsta pământesc. Suferința m-a învățat adevărată pocăință. De aceea am zis, Doamne, îți mulțumesc că de ce am ajuns la spital și ai făcut o lucrare în numele tău, ai eliberat o femeie pentru sinucide, adică au vrut să se sinucidă și ai eliberat-o și va fi mamă între copii. Și după câțiva ani de zile am întâlnit-o în Baia Mare, schimbată, frumoasă, soț frumos, copil frumos, viața, tot era radia fețele lor când Domnul o eliberează pe cineva, radiază și când merge, atât de fericit a fost. Și Domnul apoi le-a binecuvântat cu căruț de mâncare, după ce am văzut, zic, Doamne, îți dau slavă ție. Și am stat în spatele lor și urmăream și zic, nu mă duc să mă reprezint că eu sunt ăla care am fost, că îți vor da seama, nu să-mi fac vreun nume. Sau să vină să sară femeia să vadă toți din oașa, din magazin. Soția mea zice, îl cunoști pe Marcel și pe, am uitat cum o cheamă pe ea, zic, da, uite-i, zic, slăvit să fie Domnul. Și dacă meream acolo, nu, să fac un nume, nu, stăteam și slăveam pe Dumnezeu în privința aceasta. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Vă spun, frații mei, cine vrea să înțeleagă, poate să înțeleagă. Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, că El m-a iubit pe mine așa păcătos cum e. M-a vindecat de multiple de boli. Nu mai fac nicio criză. Nu eu nici absolut nimic. Sincer vă spun, am fost puțin încăpățânat, cum zic. M-am pus și eu să muncesc. O zis doctorii, zic, mă, m-au vindecat, Iisus, cine-s eu? Și m-am pus la muncă, m-am dus la cules de prune. Și m-am dat așa, mă încred, zic, mai am și eu nevoie de una alta să fac ceva pe lângă casă. Vreau să fac o cameră de baie. Și zic, mă duc la cules de prune cu frați, cu soție, cu copii. M-am pus pe o pernă, mă trăgeam în mâini și culegeam prunele. Și eu s-o operat în mâini, la picioare. Și deja m-am stresat acolo, m-am căldură, ce au fost după ce m-am îmbolnăvit grav, am ajuns din nou la spital. Și apoi am văzut că nu-i voia Domnului să ajung la spital. Dacă eu ascult de doctor, de Domnul, Domnul nu mi-a dat deja voie să muncesc. Că am muncit în viața mea. Eu de la muncă, de la muncă m-am îmbolnăvit, de la cosă, meream la 4 dimineața la cosă. Lucram ca cioban pe muntele Popivan Ucrainei. Lucram cu ziua, cu ani, pentru mâncare, nu pentru bani, că dacă luam bani, nu luam mâncare atâta. Dar dacă îmi dădeau alimente, avea mai mult față de bani. Deci munca, la mine a fost munca sfântă, ceva, am iubit în viața mea. Eu nu stăteam nici la masă să mănânc. Nu mă scot, vă spun, am iubit lucrarea aceasta, dar am fost sincer, vă spun, m-a vindecat Domnul. Nu pot, că dacă puțin ridic sau ceva, tremur, mi-e rău și când mă scutur.
Deci m-a reglat Duhul Sfânt și Cuvântul Domnului să pot să pășesc și să viu. Aș lucra, că mi-e drag că lucra. Dar mulțumesc la Dumnezeu că ce vindecă Domnul, rămâne vindecat. Nu mai am probleme. Binecuvântat să fie Iisus Hristos. Și Domnul să vă binecuvânteze pe toți, scumpii mei. Fiți binecuvântat. Încredeți-vă în Domnul, că cine se încrede în Domnul va fi cel mai fericit. Vă iubesc cu iubire sfântă. Domnul este viu, Domnul lucrează și Domnul să vă aducă mângâiere și binecuvântare oriunde veți fi pe pământul acesta. Încredeți-vă în Cel care dă mântuirea. Eu vreau să vă spun ultimele cuvinte acum care... Eu l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca medic. Dar prin toate acestea, doresc și sfatul meu este să-L cunoaștem ca mântuitor. Trăind viața în sfințenie, în răutate, judecată, clevetire și bârfă, așa, gravități, pot să fiu sănătos, să botonez, să urăsc pe cineva. Zaharia 7:10. Nici să nu gândim rău în inima noastră împotriva fratelui. Dacă Dumnezeu binecuvânta pe cineva, slavă lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vindecat pe cineva, glorificăm pe Dumnezeu.